Vreau să vă spun pentru că există Dumnezeu. Amin. În ce sens și cum mi s-a revelat mie și soției mele, o să vedeți și dumneavoastră. Eram conducător de biserică în Madrid, fratele Gabriel știa sensul acesta unde eram în biserică. Și acolo, în biserică, erau foarte mulți proroci care proroceau. Soția mea era însărcinată și avea probleme fetița pentru că avea un plămân nedezvoltat bine. La 4 luni jumate, în Grigore Marion, la Spitalul Universitar, medicii specialiști ne-au spus ce probleme are, l-a depistat prin sunet, frate și surori, la 4 luni jumate. Când spuneam să ne rugăm pentru soția mea care este însărcinată, prorocii spuneau că să mă cred în Domnul. Bineînțeles, eu mă credeam în Domnul și îmi proroceau și spuneau că este vindecată. Soția mea a sunat la un proroc la Brașov și a ghicit într-o oareșcare sens. A spus că te-am văzut cu un copil în brațe și răspunsul este o mare bucurie. Copilul în brațe, fetița n-a putut să o țină. Pentru că Evelyn când s-a născut cu probleme foarte mari la plămân și a trebuit să o pună la un aparat care se cheamă pulmones artificial și curaton artificial. Acel aparat sunt numai 2 pe Madrid, pe Bilbao și pe Barcelona. Și vreau să vă spun că își costă 36.000 de euro în 24 de ore la particular. Soția mea a mai făcut eforturi anul trecut, eram în țară și am mers la Barcelona să opereze înainte de a naște ea prin burtă, pentru că numai 3 spitale sunt în lume, în Barcelona, Bruxelles și Londra, unde se face intervenția chirurgicală înainte de a naște. Și vreau să vă spun că acolo i-a spus că 70% plămânii sunt dezvoltați. Și m-am crezut în Domnul, dar n-a fost voia lui Dumnezeu să fie așa. A fost voia lui Dumnezeu să depistez prorocii mincinoși. A fost voia lui Dumnezeu în țară, mi s-a spus că toate organele le pune la loc, frați și surori. Cum se poate așa ceva? Să spui că vorbește Domnul și Domnul nici nu vorbește. Și foarte mulți proroci veneau la Madrid și erau de aici din biserica aceasta. Atenție! Și după 8 zile, fetița a murit. Având 4 kg și 300. Când a murit, atunci soția n-a putut să vadă. Când și-a dat Duhul, era lângă ea și a zis, Doamne Iisuse, primește la fetița mea, Evelyn. Te rog, primește-o la tine. 8 zile s-a născut în lumea aceasta păcătoasă. Este păcătoasă din spița neamului Adamic, dar nu cred că a făcut păcat în 8 zile. Primește acolo unde ești tu. Și vreau să vă spun că o seară înainte, cu soția mea, ne-am pus și ne-a rugat pe genunchi. Noaptea strigam spre Domnul, frate și surori, care i-am încercat foarte tare în familie. Și ne-am pus pe genunchi. Și în visul care l-am avut eu și soția mea, același vis, aici vă spun că există Dumnezeu. Aici vreau să vă spun că și eu am visat, când eram împreună cu soția mea, era fratele Gavrile, poate el nu știe visul că l-am întâlnit, fratele Crișan și mai multe biserici sus. Era soția lui, era fratele Viorel în mijloc, erau 6 conducători de biserică. Și fratele Viorel Crișan a spus, a murit fetița. Soția mea s-a trezit cu 2 minute înainte și ce să-i spun la Marcel visul sau să nu îi spun. Zic, spune-mi, dar l-am spus eu întâi, și același vis l-am visat și eu. Eram 6 persoane, erau 6 bărbați conducători de biserică și soțiile cu ei. Și spunea ultima dată la revedere, deci am murit fetița. Există Dumnezeu, există Dumnezeu. Amin. Și de atunci strig spre Dumnezeu și vreau să mă pocăiesc și știu unde va fi Evelyn. Dacă voi face voia lui Dumnezeu, voi fi și eu cu ea, cu Lili, soția mea și cu Narcis, copilul care mai avem. Și dacă Dumnezeu ne va da copii, îi vom crește și în frică și în teamă de Domnul. Amin. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Amin. În poezia aceasta care vreau să citesc pe seama Domnului Iisus Hristos, este inspirată din Evanghelia de la Luca, capitolul 19, versetul 41. Când s-a apropiat de cetate și a văzut Domnul Iisus Hristos, a plâns pentru ea. A plânge în limba greacă înseamnă o lamentație. Adică mai mult decât a plânge, a vărsat lacrimi. Dumnezeu a plâns pentru tine, Domnul Iisus Hristos a plâns pentru mine. Și plânge în continuare pentru cetatea Ierusalim, care acum spiritualii și cu și eu și biserica aceasta. Amin.